Până copii vă spun un bun venit la colțul cu povești, boul blând și răbdător. În Proverbe, capitolul 14 cu versetul 4, găsim scris: puterea boilor aduce belșug de roade. Unul dintre animalele despre care vom vorbi în acest studiu este boul. Boii sunt animale care pot fi antrenate să-i ajute pe oameni la treburi grele. În vremurile biblice, oamenii nu aveau tractoare, ei aveau boi. Un bou putea trage o căruță grea, un bou putea să are un câmp mare, un cal putea obosi la arat, dar un bou continua să are. Deși noroiul îngreuna lucrurile, boul era suficient de puternic pentru a trage plugul. Dacă o încărcătură era foarte grea, mai mulți boi la un loc puteau să o tragă cu ușurință. Boii sunt foarte puternici. Boul are două coarne pe cap și are copita despicată. Boul rumegă. Asta înseamnă că el își aduce înapoi mâncarea din stomac și o mestecă din nou. Uneori boii se împung unii pe alții ca să vadă care dintre ei este mai puternic, dar nu se rănesc unul pe celălalt. Boii sunt foarte răbdători. Ei vor trage iar și iar aceeași greutate fără a deveni ursuzi. Ei sunt buni și ascultători. Avem multe de învățat de la acest animal. Iisus vrea ca și noi să fim buni și răbdători, așa cum sunt aceste animale. Ți-ar plăcea să fii bun și răbdător? Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!